Cadavrele a 22 de tineri, unii dintre ei având doar 13 ani, au fost găsite într-un club, potrivit unui nou bilanț anunțat de autorități. Decesele au avut loc în condiții misterioase, care în prezent sunt investigate. Conform Digi24.ro, ministrul de interne din Africa de Sud a vizitat locul tragediei. A declarat reporterilor că nu se știe încă ce s-a întâmplat, relatează CNN. Au fost prelevate probe care vor fi duse la laboratoarele de toxicologie din Cape Town pentru analize complexe, a precizat ministrul. La fața locului veniseră duminică numeroase persoane care încercau să-i găsească pe cei dragi. Președintele Africii de Sud a transmis condolențe familiilor victimelor. Oficialul sud-african a declarat faptul că poliția a fost alertată de populație în legătură cu incidentul de la Scenery Park, situat la circa 3 km de centrul orașului, conform Agir Press. Kinana a declarat pentru Reuters că este prea devreme pentru a fi determinată cauza decesului tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani. Un oficial al serviciilor de sănătate de acolo a exclus posibilitatea unei busculade. Este greu de crezut că ar fi vorba despre o busculadă pentru că niciuna dintre victime nu prezintă răni deschise vizibil, a declarat acesta. Potrivit ziarului local, trupurile se află întinse pe mese, pe scaune și pe podea, fără semne vizibile de răni. Pe rețelele de socializare, unii internauți au menționat posibilitatea unei intoxicații cu gaz sau a unei otrăviri colective.